Mulțumim foarte mult, Andrei. Părinte Marco Secchi, vă revine nobila misiune de a trage o concluzie a acestui eveniment. Ultima întrebare, care este modul cel mai ziditor în care un laic contemporan, aflat până la urmă într-o lume confuză, într-o lume tulburată, se poate folosi de aceste lucrări excepționale, le-aș spune, despre care noi am vorbit în această seară, ale spațiului creștin apusean, pentru a rămâne cumva într-o conexiune cu Dumnezeu, al regăsi pe Dumnezeu în interior, în inima spirituală, în sufletul fiecăruia. Fără să vă omor cu cuvintele mele prea multe, dar eu cred că un lucru e foarte important. Trebuie să spunem tare că se poate. Se poate să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L întâlnim pe Dumnezeu. Asta trebuie spus clar. Că uneori ne se pare că e ceva, o idee, e opinia ta. Nu, e o realitate. Se poate. Aceste cărți sunt o marturie puternică, o cale deschisă tuturor pentru această întâlnire. Eu, doar așa, pe scurte, am spus, după mine trebuie să fim atenți la trei pericole, într-un mod deosebit. Primul, indiferența. Iisus Hristos la un moment dat spune, din cauza înmulțirii fără de legii, dragostea multora se va răci. Indiferența e această capacitate de a fi reci. Dacă cunoașteți Divina Comedie, scrisă din partea lui Dante Alighieri, această călătorie între iad, purgatoriu, raiul, el imaginează iadul ca un fel de pârnie, se spune așa, uriașă, un pământ. Satana, Lucifer, unde este? Jos de tot. Bine? Și noi avem această imagine că acolo e foc, temperatura groaznică, flacă și așa mai departe. Nu. Dante Alighieri imaginează cu totul altceva. Acolo e Satana pe un tron de gheață. Focul are oricum, e ceva care arde, iar e o mișcare. Lucrul cel mai rău este absența absolută de orice mișcare. Indiferență, gheață. Acest risc trebuie absolut evitat. Să nu devenim indiferenți. Spune Sfânta Tereză, iubirea nu e niciodată leneșă. Ne pune în mișcare. Poate că greșim, sigur, pentru că am zis, intenția mea era foarte bună, dar ce am realizat, praf. Lasă-te educat, lasă-te ridicat din nou în picioare și așa mai departe, dar să nu fii indiferent, niciodată. Ca inima ta să nu fie, rămână blocată, să nu devină de gheață. Al doilea lucru, atenție, pentru că lumea asta predică foarte mult de, după mine, descurajarea. Adică nu e posibil. Tot în Divina Comedie, Dante Alighieri imaginează că este un loc afara iadului, unde sunt acele sufletele, sufletele persoanelor care în viața lor n-au luat nicio decizie, n-au avut curajul de a lua nicio decizie, n-au îndrăznit să spună acolo sau acolo, fac ceva așa sau nimic. Știi, acele persoane, nu știu, astea sunt, cum, nu sunt vrednici nici să fie în rai, bineînțeles, nici în purgătorie, dar nici în iad. Afară de tot. N-ai nici, nu ești vrednic nici de a fi pedepsit, într-un fel. Bine? E interesant acest lucru. Hai să ai curajul de a îndrăzni un pic. E interesant că condamnarea lor este de a merge înțepați în continuu de țânțare și așa mai departe, după niște steaguri duse de vânt, susă, în continuare, așa. N-ai luat nicio decizie în viața ta, așa, asta va fi condamnarea ta. Sfânta Tereza spune, vrei să fii un om spiritual, să fii hotărât, tare. Chiar spunea călugărițelor sale,
Fiți bărbați într-un fel, adică puternice, bine? Asta... Al treilea pericol pe care l-am depărtat după mine e frica. Frica care ne face să ne gândim, pentru mine nu e posibil. Aici e un alt mit grec care îmi place foarte mult, mitul lui Icar. Icar, că e fiul lui Dedal, acest inginer minunat, că construiește acest palat, labirint, în care e închisă acest monstru minotaur, bine? Dar apoi sunt închiși și el și fiul său. Dar Dedal, că e foarte deștept, găsește o soluție. Ia niște pasări, dă jos penele, apoi cu ceară le lipește pe brațele lui și a fiului său și au posibilitate de a zbura, de a fugi. Oh, a zbura e visul omului. Și Icar, tânăr, wow! Ce entuziasm, bine? Și, hăi, mai zboram, mai zboram, dar tatăl i-a spus, fii atent, să nu te urci prea mult. Dar Icar ce face? Uită cuvintele tatălui său. Se urcă atât de mult, spune mitul, că ajunge aproape de soare. Căldura soarelui topește ceara și Icar se prăbușește în mare. Îmi place acest tablou, este acea figură, acel om pe cal, care arată, uite de acolo, uite. Uneori avem această tendință, uite-te, el a îndrăznit prea mult. Și a murit. Nu, să nu cedăm în fața fricii. Nu e vorba de un efort, nu e vorba de... E o cale care e deschisă, grea, sigur, dar se poate, se poate. Dacă sunteți în depresie, nu citiți niciodată Kafka, bine? Scrie foarte frumos, dar operele lui sunt... cu totul lipsite de orice speranță. Dar e interesant. Sfânta Tereza scrie Castelul Interior, Franz Kafka scrie Castelul. Unde, pe scurt, el imaginează un băiat, cum se cade, foarte bun, că primește, este angajat într-un castel. Se duce acolo după ce a lăsat toate, dar nu reușește nici să intre în castel. Și știți cum este birocrație, se duce la un birou, la altul. A, aici lipsește stampila, aici contractul nu e valabil, aici a expirat, aici duceți-vă acolo. Dar nu reușește să facă absolut nimic și la un moment dat se plânge cu la pensiune, cu proprietarea pensiunii unde locuiește. Și această femeie spune, problema este că dumneavoastră nu sunteți din castel, nu sunteți din sat, nu sunteți nimic. Cuvintele cel mai frumoase. Din păcate, sunteți totuși ceva. Și anume, un străin. Sunteți în plus. Cineva care e supranumerar. Repet, nu citiți Kafka, dar dacă sunteți într-un moment de tristeță, pentru că... E lovitura finală. Dar, repet, de câte ori eu mă gândesc că sunt supranumerar? Nu e așa. Eu pot să intru în acel castel. Pot să cunosc pe Dumnezeu. Să am curajul de a îndrăzni. Să am curajul de a spera. Termin cu aceste cuvinte ale Sfântului Ioan al Crucii. Se obține tot atât cât se speră. Să avem atunci curajul de a spera mult, de a dori mult și de a ne lăsa educați în această dorință, că atunci Dumnezeu se va revela, se lasă întâlnit, se lasă cucerit.